Dimitri Medvedev amenință Statele Unite. Vicepreședintele Consiliului de Securitate Rus le-a transmis autorităților americane să ia în serios avertizmentele Rusiei. Medvedev nu a ezitat să spună că, în caz contrar, ar putea avea loc al treilea război mondial. Oficialul a precizat că Statele Unite se înșală dacă consideră că Rusia nu va folosi la nevoie arme nucleare. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei Dmitri Medvedev, spune încă o dată faptul că Statele Unite ar trebui să ia mai în serios avertismentele Rusiei. În caz contrar, susține oficialul, nu este exclusă ipoteza unui alt război de proporții. Oficialii americani de vârf nu au vrut al treilea război mondial, dar din anumite motive, cred că rușii nu vor trece niciodată de o anumită limită. Dacă vorbim despre existența statului nostru, așa cum a spus în repetate rânduri președintele noastre, așa cum a spus-o și umilul dumneavoastră servitor, așa cum au spus-o și alții, desigur, pur și simplu, nu vom avea de ales. Medvedev și-a motivat spusele criticând actuala viziune politică a Statelor Unite și a Europei. Potrivit oficialului Moscova, crede că actualele lor instituții politice nu au viziunea și subtilitatea minții pe care o avea fostul secretar de stat al Statelor Unite, Henry Kissinger, care a decedat anul trecut la vârsta de 100 de ani. Războiul din...